Ce s-a întâmplat acolo cu mine, între Mihai și Colea? Era că Mihai primul a început, era ca Colea primul, că el face pe mulți copii să o facă cu sexul, cu prostia asta. Și odată cu Mihai a zis noaptea într-un bieș, a făcut sex. Și... În bieș? El așa a spus, în bieș? Da, în bieș. Prima dată eu am amintit. Și așa în casă, când era Natasha și... Adică, tată. Cine cu eu propus? Mihai eu propus sau acela eu propus Mihai? Acela, Colea. Lui Mihai? Da. Colea are 26 de ani? Da. Aha, acel 26 de ani. Eu propus lui Mihai sex? Da. Și ei ce făceau? Ce făceau ei? Nu știu. Ce făceau ei unul la altul? Cum îi povestești? Să și puță! Cum ne povestești? Nu așa povestești. Să și puță. Cine cui? Colea lui Mihai și Mihai lui Colea. Așa că Mihai singur s-a spus, e drept chiar spune cine este? Da, tot e drept. E drept, spune că era... Da, dar pe la cameră spun că drept. Bun, hai mulțumesc. Bună ziua! Alo, bună ziua! Eu am o declarație, vreau să mă spun și ziția asta pe un caz, este un caz în parte, în parte, în abuzit sexual, în parte, în parte, în parte, în parte, în care au pozat un copil de minor de 7 ani și o bază de 7 ani și încă am pe vă rog să nu spuneți niciodată acum, vă dat personal, oriceva, nume, asta, da, vă ascult mai departe. Ați apelat cu poliția? Da, eu am apelat poliția și am spus că asta, să vină și mă bagi în poliție, că dumneavoastră poliție sunt stare și eu am spus cu familia lor. Care poliție să vină, pentru că eu albanumesc în corupie. Eu mă să mă dreptă de bagi în poliție și eu am spus că... Apelul a fost primit? Poftim? Apelul a fost primit și la unul în urmă. Când asta? Asta a fost ieri, la data de minunță, am spus dacă am spus. 24 ieri. Da, azi 25 mai. Uh-huh. 24 mai. Nu v-ați adresat la învățători, la, spuneți, profesori? Nu, trebuie să politică, am făcut că dacă la Urzani, nu trebuie să fie în mărieții și operative, că de să facem la politică. Se urmă polițistul ăsta care vă spun că nu este o situație de conflict și n-am văzut doar că nu a declarat nici, am spus, dacă ce nu mânca e polițist. Și mă numă polițistul ăsta. Și a doua oară au venit alt polițist? Nu, polițistul fără nimeni, nu mi se vede, fără scos nimeni, vă scolo, nu vă rămâne. Nu, a doua oară eu am sunat, dar nu altă. Azi a doua oară vineat, am sunat, și de-a lea vă mână unul de și am spus că e chestia că eu n-am văzut să primesc de declarații politicii care sunt și nu au venit în comunitate și să mă formalizare documente. Deci așa că eu am de costumierile, nu pot să mă știți și la populație, dar sunt foarte și așa altă chestie. Și noi am așa fel. Nu văd în politicii și vină și noi putem declarații. Adică putem declarații fie și putem o ține. În comunitate și sunt sau unde. Da, cred că copilul trebuie cu psiholog să declarați așa. Este normal că eu le-am spus că la unul în zi și din ce era și psiholog, dar au zis numai poliție și nu s-au zis că nu. De pe ce am văzut și dăm să declarați, pentru că nu a fost un caz șocant, poliție și s-au luat și contul lui a fost o amendă, dar nu și contul bancului, dar și contul lui personal. Am înțeles. Bine. Mulțumim pentru intervenție. Copilul nu te mai mult în jurgăm și eu și după un abuz repetat și că nu știu ce fie. Este de unul, unul, doi, îmi spuneți că scrie plângeri. Eu le-am spus, nu sunt ca un informator, nu ca un om care plânge pe altul. Nu am zis că e un informație, că sunt un dat, că nu scrie un om. Și astăzi a telefonat, da? Am înțeles. Eu am anunțat, că v-am anunțat mai departe, că sunt treaba voi, dar cum, sunt valid, am văzut. Bine, mulțumim. Dați personale, vă rog, nu spuneți. Mulțumim, o zi bună.